Domnule doctor, echipa multidisciplinară, tumor board-ul, este esențială pentru abordarea pacientului oncologic. De ce este important ca o echipă formată din mai mulți specialiști să analizeze dosarul unui pacient? Tumor board-ul este esențial în stabilirea unui tratament corect de la bun început a pacientului oncologic. Și asta nu depinde numai de un medic oncolog sau un medic radioterapeut. El, în această comisie, anatomopatologul, specialistul de organ, chirurgul, toți au o opinie în stabilirea unui tratament cât mai bun pentru acel pacient și mai ales un tratament individualizat, deoarece nu toate cazurile sunt la fel. De asemenea, pot fi necesare și anumite teste moleculare sau anumite teste mai profunde în stabilirea unei terapii țintite, oncologice. Pregătirea profesională continuă face parte dintr-o abordare eficientă a pacientului oncologic, la fel și consultarea cu alți colegi în interiorul clinicii. Cu ce se diferențiază echipa MedEuropa de alte unități medicale de același tip? Pregătirea personalului din cadrul clinicii MedEuropa a avut parte de pregătirea în centre de referințe universitare din țară, precum și periodic noi suntem sau urmăm traininguri a multe clinici de referință din Europa. Bun, excepția anul ăsta, când mai mult au fost online, fizic nu am fost acolo. În clinica MedEuropa din Constanța dispunem de două aparate Elekta Infinite noi, upgradate la ultimele standarde internaționale, ceea ce ne permite să facem un tratament radioterapeutic țintit, respectiv și prin tehnologiile VMAT și MRT, dar și a verifica zilnic, înainte de fiecare ședință, poziția tumorii, poziția organelor la risc în jur, asta pentru a eficientiza tratamentul, adică a da o doză cât mai mare în tumoră și a proteja cât mai mult organele la risc din jurul tumorii, respectiv de a reduce semnificativ efectele adverse ale tratamentului. Tratamentul este 100% gratuit, cu mențiunea că pentru județele limitrofe asigurați și transport și cazare gratuite. Care sunt condițiile pentru ca pacientul să beneficieze de tratament? Pacientul trebuie să fie asigurat, din punct de vedere medical, iar dacă acesta nu a avut asigurare medicală până acum, se poate înscrie pe baza diagnosticului de cancer în Programul Național de Cancer și atunci va beneficia de asigurare de sănătate gratuită până la sfârșitul vieții.